Corpul mutilat al unei românce de 24 de ani a fost găsit pe o plajă din Italia. Potrivit polițiștilor, tânăra a murit în urma unor puternice lovituri la cap, iar asasinul ar fi încercat apoi să-i tranșeze trupul cu o sabie. Românca ar fi fost atacată în timp ce se întorcea acasă, chiar în liftul blocului unde locuia. Ulterior, ucigașul a abandonat cadavrul pe plaja aflată în apropierea clădirii. Trupul tinerei a fost găsit de un trecător ce a alertat poliția. Anchetatorii încearcă să afle acum motivul crimei. Ei spun că românca era dansatoare într-un club de noapte și venise en Italia de una